Bună dimineața din Beijing, mă duc în vizită la noul loc de muncă. Mi-am chemat taximetrul, va fi aici în 7 minute, un Nissan alb. Bun, și mi-a venit și taximetrul. Nu m-a văzut, bine, mă duc eu. Ha. Bun, am pornit. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing. Pentru astăzi am 3 misiuni. 1. Trebuie să ajung la noul meu loc de muncă, unde le voi lăsa pașaportul meu pentru a-mi face transferul de viză. Dar și mai important, vreau să văd cât timp îmi ia dimineața să ajung la școală de unde locuiesc eu. Bineînțeles, va trebui să plec ceva mai devreme. Este aproape ora 9, deci în timpul școlii va trebui să ajung la 8 la școală. Dar este un test bun. În primul rând, nu am găsit mașină ieftină dimineața. Deci cu acest Uber chinezesc pot să comanzi mașina cu discount, care este la fel ca și mașina express, dar așa sunt ei într-un program de discount. E bine, nu am reușit să prind, deci am luat o mașină fără discount. Numărul 2. Îmi depun actele la școală, le dau tot ce trebuie, mai stau un pic de vorbă cu cine mai trebuie să stau de vorbă, fac o mică vizită, după care, numărul 3, vreau să văd cum pot ajunge acasă cu transportul în comun. Deci nu departe de școală, avem o stație de metrou, dar această stație de metrou are o conexiune foarte nasoală cu stația noastră de metrou. Voi încerca, eu zic să ajung când va lua 20 de minute cu mașina, să mă întorc cu transportul în comun, va fi cel puțin 2 ore, dar vreau să încerc să și înțeleg zona, să mă orientez, să văd ce mai este pe acolo prin zonă. Bun, hai că am o dimineață plină. Shishe, thank you, bye bye. Bun, am ajuns. Ok, am terminat cu treburile oficiale. Mi-am desfăcut puțin cravata. Explorez zona aceasta. Fii atent ce proiecte imense aici. Niște blocuri imense. Acum mă duc un pic așa în explorare. Cam la un kilometru și 400 de metri există un centru comercial foarte frumos unde am mai venit. Iar cam la 3 km depărtare de unde sunt acum există o stație de metrou unde voi merge cu taximetrul. Dar mai întâi hai să vedem ce vedem în această zonă. Deci după cum am spus, niște blocuri imense, un cartier de blocuri. Fantastic de mari sunt. Deci acesta este un cartier relativ nou în Beijing. Văd că se construiește în stânga și în dreapta de zor, mult spațiu verde. Cred că ne va place să ne mutăm în această zonă când copilașul va începe să meargă la școală. Fii atent aici. Ce clădiri imense! Bineînțeles, vine și autobuzul pe aici. Dacă numărul 59 vine aici. Se vede cum este un cartier nou, bine planificat. Deci aici pentru pietoni. Probabil linia pentru asta galbenă pentru bicicliști. Sau nu, nu știu exact. Oh, nu, asta e linia de canalizare, deci pe aici vine canalizarea. Aici e banda pentru motociclete și motoscutere și biciclete și dincolo două benzi
dus două benzi întors, foarte frumos, foarte bine organizat și bineînțeles în centru, în mijloc, verdeață cât mai multă. Și blocurile astea imense într-o parte, iar în cealaltă parte teren viran. Deci sunt ceva mai puțin de 15 km de la noi de acasă până la noua școală, până la nouă loc de muncă. Teoretic aș putea conduce motoscooterul, dar practic în costum, cu pantofi frumoși, cu ploaie, cu soare, nu cred că va fi o idee bună. Deci planul este să iau un taximetru în fiecare zi dus întors. Încă nu știu exact cât îmi va lua la întoarcere, dar când vin la școală vin în sensul opus, central, deci nu este așa de mare aglomerat, cel puțin sper. Cam jumătate de oră îmi va lua. Problema este dacă prind taximetru dimineața, deci va trebui să îl rezerv cu o seară înainte. Cam asta e planul. Alright, următoarea intersecție. După cum se vede, utilaje de construcție aici peste tot locul. Deci înseamnă că se construiește de zor în această zonă. Este o zonă care se dezvoltă destul de rapid. Pentru că înspre nord, unde locuim noi, au ajuns la munte. Aici se extinde nord-est, cum ar veni. Alright, am zis că nu vă mai are blocuri, dar fii atent. Aici se termină acest cartier de blocuri. Deci un kilometru pe o parte și în jos nu știu cât mai merge. Oricum trec strada. Și pentru că îmi plac aceste biciclete, uite și zona de biciclete. Iar aici, pur și simplu, stânga și dreapta, zonă de pădurice, verdeață, pomi mulți, îmi plac cum sunt așa frumos aranjați în linie, în linie aproape dreaptă, a plouat, deci a crescut toată vegetația așa peste noapte. Iar aici stație de autobuz, deci sunt și autobuze care vin aici, dar probabil nu vom călători noi cu autobuzul, mai ales eu când vin la muncă, iar cu copilașul mai greu să te urci în autobuz cu căruciorul, cu centuța pentru copilaș, etc. Ok, deci aici pădurea s-a transformat într-o seră, iar în jos complexul comercial și în cealaltă parte un alt cartier de blocuri. Iar aici se termină serele și văd că vin de aici doamna Lubenițe. Deci aproape am ajuns la mall. Aici avem ceva râu, o faleză frumoasă. Din nou, utilaje de construcție, încă se construiește această zonă de zor. Din nou, o faleză faină acolo. Și zona asta comercială unde vreau să vin. Și doamna a scos cățelușul la plimbare. Drăguț. Și am ajuns la prima destinație, de fapt a doua destinație după școală. Acesta este un centru comercial destul de bine, de fapt foarte, foarte bine realizat. Am fost aici, am venit aici de câteva ori. Bun, închid vlogul aici pentru că urmează să mă duc din nou
la plimbare înspre următoarea stație de metrou. Ciao, pe mâine!